Lunile mai și iunie vor aduce primele cursuri de reconversie profesională pentru șomerii buzoieni. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Buzău a primit bugetul pentru organizarea de cursuri și deja unele dintre ele au fost licitate, urmând să fie derulate în perioada imediat următoare. Mai exact, anul acesta se vor organiza 17 cursuri de formare profesională, de care vor beneficia aproape 600 de șomeri. Avem agent de securitate, bucătar, coafor, cofetar, contabil, frizer, coafor, manicurist, pedicurist, inspector resurse umane, instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în comerț, masseur, mașinist la mașini mobile pentru transport interior, motociclist, ca să facem o traducere din română în română, operator calculatoare electronice și rețele, operator introducere și validare pentru lucrare de date, ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație publică, patiser și vânzător. Avem cursuri care vor avea o durată de 3 luni de zile. Avem și cursuri care vor avea o durată de 1 lună de zile. Cursurile se vor derula atât prin centrul de formare profesională, cât și prin furnizori de formare autorizați. Anul acesta, JOFM Buzău a primit un buget mai mic pentru această activitate, însă va încerca să acopere necesarul cerut pe piața muncii. Unii dintre absolvenți vor reuși să-și deschidă propria afacere după ce vor primi diploma de calificare. Este foarte bine să facem cursuri pentru frizer, coafor, manicurist, da? Pentru că pot să-mi deschid imediat o activitate în cont propriu, să-mi iau și colegii care au fost în grupă, care n-au poate inițiativa antreprenorială cum am eu. Patiserul și cofetarul. Am nevoie de forță de muncă, pot să-mi deschid, fără să mă rog de cineva, angajează-mă și pe mine și pot să-mi iau, repet, și colegii care am avut, care au fost în grupa de pregătire. Vânzătorul. Mare parte din cei care au terminat aceste cursuri la noi sunt vânzători în hipermarketuri sau au aceste mici magazinașe de cartier. Cealaltă categorie de cursanți va avea șanse mai mari să-și găsească un loc de muncă. Calificările pe care le urmează sunt în meserii cerute de angajatorii buzoieni pe parcursul anului trecut. Structurile profesionale care au fost cerute de angajatori în anul anterior nu au găsit pe piața forței de muncă, au avut o necesar de peste 20 de persoane și atunci am spus, bun, facem noi formare profesională. Ei cer bucătari, cer ospătari, cer motostivitoriști, cer instalatori, instalații gaze sau supresiune. Și în condițiile astea, făcând un inventar a cererii de forță de muncă neonorată anul trecut, domnule, hai să facem pregătire la Buzău. Pentru fiecare cursant care, de exemplu, se califică în meseria de coafez, AJOFM cheltuie peste 1300 de lei, în timp ce pentru o persoană care va primi diplomă, care să-i ateste cunoștințele de resurse umane, se cheltuie peste 200 de lei.